Vedeta de televiziune Iuliana Tudor este în doliu. Din păcate, mama s-a stins din viață. Prezentatoarea de televiziune a anunțat trista veste în mediul virtual. Vedeta TV Iuliana Tudor trece printr-o mare suferință. Decesul a survenit brusc și total neașteptat, în urma unui stop cardiac. Mama Iulianei Tudor avea 69 de ani împliniți. Iuliana Tudor a fost cea care a dat vestea tragică în mediul online. În acest context, prezentatoarea TV a vorbit despre mama ei, spunând că a fost și va rămâne cea mai puternică femeie pe care a cunoscut-o vreodată. De asemenea, a detaliat că va rămâne mereu în jurul ei și a tatălui ei, ocrotindu-i așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Iuliana Tudor a precizat că și tatăl ei este devastat de durere și se susțin reciproc unul pe celălalt, rugându-se pentru sufletul celei care le-a fost soție și mamă. Amintim faptul că ultimii ani au fost grei pentru mama și familia Iulianei Tudor, deoarece prezentatoarea TV a trăit cu o adevărată durere în suflet, după ce mama ei a ajuns în scaun cu rotile. Dumnezeu să o odihnească în pace!